primul rând, o să vă spun că absolut oricine își dorește ca prețul la apă să fie cât mai scăzut. Absolut oricine. Dar există mai multe localități care au un preț la apă mai mare decât la Brăila și prima localitate pe lista aceasta de la ANRSC este Turda. Un oraș cu primar PNL, cu majoritate în Consiliul Local PNL, care are un preț mult mai mare la apă decât la Brăila. Lista continuă cu prețuri mai mari la apă decât la Brăila cu următoarele orașe. Iași, Arad și județul Ilfov. Toate aceste localități având și primari și majorități PNL. Și în acestea, cu siguranță, cei care au aprobat acele prețuri au avut anumite considerențe de ordin tehnic, pentru că nici lor nu le-a făcut plăcere să aibă niște prețuri la apă mai mari ca la Brăila. Dar acolo PSD-ul nu strânge semnături și face can-can dintr-un subiect de genul acesta pentru a transforma totul într-o politică. Dar nu vă întreb din punct de vedere politic, imediat, administrativ. Acum să vă spun și din punct de vedere administrativ. De fapt nu dumneavoastră, la o ședință de Consiliu Local, le-am arătat consilierilor de la PNL niște dosare. Dosarele acelea sunt cu semnături și am să le arăt și dumneavoastră aici. Eu cred că cei de la CUP Dunărea vor chema în garanție, eu așa aș face, dacă aș fi la CUP Dunărea, dar nu sunt. Vor chema în garanție toți consilierii județeni PNL care au votat strategia la apă, care include actualul preț la apă, și toți primarii PNL care au votat strategia actuală a prețului la apă, actualul preț la apă și proiectul de finanțare. Și aici, în aceste dosare pe care le am, sunt semnăturile tuturor primarilor PSD, PNL, USR și PMP din județul Brăila, care au votat și au semnat cu semnătura lor. Ia uitați. Am deschis la vot pentru, buletin de vot. Să zicem. O parată. Ia uitați. Vedeți? Este semnătura domnului primar de la Cireșu, tatăl domnului deputat care a votat actuala strategie de tarifare și actualul contract de finanțare care prevede actualele prețuri la apă. Uitați-ne clar. La fel avem în aceste dosare semnăturile tuturor. Dar ce va însemna pentru Brăila dacă se va pierde acest proiect? Adică vom fi nevoiți să dăm toți banii înapoi. Să dăm toți banii înapoi. Și să se blocheze procesul de dezvoltare. Exact. Și cum vom da banii înapoi? Din ce? Din banii localităților. În funcție de cât a beneficiat fiecare localitate de investiții. Dar nu merge să dea și din profitul CUP Dunărea? Nu, pentru că este vorba de un proiect, nu este vorba de profit. Da. Dar cu siguranță, este absolut teoretic imposibil să se câștige acest proces ca urmare a faptului că s-a parcurs o procedură, că există aprobarea în absolut toate localitățile din județul Brăila, inclusiv în cele cu primari PNL, există votul tuturor consilierilor județeni, inclusiv a celor care, deși au votat cu mâna sus actualul preț la apă, aleargă prin oraș să strângă semnături văicărindu-se pe apa scumpă, deși au votat acest lucru. Și cu cât ar putea scădea prețul la apă? Actual nu pot să vă spun, nu pot să vă spun în momentul de față. Sunt anumite calcule care trebuie să făcute. Am să vă dau... Deci suma este de 243 de milioane de euro. Culmea, investițiile au fost începute în comunele PNL, primele țevi conducte de apă, chiar la Urmu, Cireșu, Batogu și așa mai departe. Iar suma va fi plătită de cei care contestă acest proiect și acest plan de tarifare pe care l-au votat. Adică cei care nu l-au votat. Da? Domnul primar de la Cireșu și așa mai departe, toată lumea care contestă acest proiect vor plăti 243 de milioane de euro. Contestă brăilenii prin semnăturile lor acum. Nu e vorba de altceva. Una este să vorbim de strângerea unor semnături, da, un demers populist al unui partid politic pentru scăderea prețului la apă, și alta este să vorbim de o procedură administrativă și tehnică
de finanțare a unui proiect european care a întrunit întreaga procedură administrativă și voturile tuturor consiliilor locale. Și acum cum se mai poate contesta dacă au deja voturile consiliilor? Dumneavoastră știți că în instanță oricine se poate duce și adresa. Deci se pot răzgândi în fața instanței. Bineînțeles, în momentul în care o să vadă că sunt primați în garanție exact semnatarii din partidul lor, probabil că se vor mai răzgândi. Vom vedea. Nu știu să vă răspund aici. Într-o anexă la un proiect de hotărâre și de la CEJ și de la Consiliul Local, cred că din 2019 sau 2020, CUP Dunărea spunea așa, pentru anul 2023, prețul la apă, fără TVA, pentru cub apă potabilă, 6,65 de lei. La momentul ăsta este 8,87. Atunci era semnat, cred că, proiectul finanțării europeană. Proiectul finanțării europeană a fost semnat în anul 2020, cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare, în prezența primului... ceea ce dumneavoastră ne-a citit erau prețuri și tarife înainte de semnarea contractului finanțării europeană, care, vă aduceți aminte, s-a semnat la guvern, în prezența primului ministru de atunci, Ludovic Orban, a ministrului dezvoltării din acel moment, care era domnul Boloș, și în prezența mea, că am puternicit al tuturor primarilor PSD, PNL, PMP și USR din județul Brăila. Și momentul la care faceți dumneavoastră referire era anterior semnării contractului de finanțare europeană. Și din câte mi-aduc eu aminte, domnul deputat Pop a salutat semnarea acestui proiect de către un prim-ministru PNL și că uite, intră banii în județ. Și acum, într-o nebunie, nu știu, acum nu înțeleg, strânge semnături că prețul apă este foarte mult. Sunt lucruri pe care trebuie să le respectăm în cadrul acestui proiect, nu să schimbăm regulile jocului în timpul jocului.